un primar gospodar care muncește în folosul cetățenilor din Piatra Olt, adică să și vede, să văd roadele muncii sale. El împinge cu buldoi excavatorul, da? Împinge, adică să vede acolo, da? Pământ, îl amestecă, deci tot ce se depozitează aici. Din informațiile mele, așa cum o să vedeți, pentru că eu am fost mai multe zile în această locație, chiar un cetățean confirmă că primăria ar duce deșeurile aici. Bine, eu am tot trecut, da? Pentru că aici drumul acesta care traversează un pârâu, este un drum național care duce la Caracal. Și trecând pe aici, tot am văzut că fumegă. Bine, și acum fumegă, da? O să mergem aici să vedem cum fumegă. Permanent se lucrează aici. Da? Permanent se lucrează. Probabil primarul, nu știu, o fi crezând că dacă el este cumnatul președintelui PSD pe Olt, el o fi crezând că ăia de la Garda din Mediu, de fapt ăia de la Garda din Mediu i-am vizitat, o să-l mai vedeți odată pe domnul. Cei de la Garda de Mediu de la Slatina, este și filmarea publică, i-am mai vizitat și știți, i-ați văzut că sunt de competenți, câte gunoaie sunt în Slatina, atât cât un județ este guvernat de, adică politic, da? Că totul e pe politic. Șefii gărzilor de mediu sunt puși pe criterii politice, ca să știți și voi, v-am mai spus, vă mai spun încă o dată. Da? Bun, incendieri care sunt permanente, bine, chiar dacă a plouat, da? Aici permanent se ard deșeuri, după care se vine cu buldoi excavator, da? De se astupă, vine cu buldoi excavatorul, ia uita ce frumos, se nivelează, se amestecă cu pământ, se face ca nou, da? O groapă de deșeuri, adică eu acum în acest moment stau pe o munte de deșeuri. Destul de clar, e destul de clar că pământul, da, se astupă cu deșeuri. Se încadrează perfect pe OG 38/2022 privind dosarul penal. Acum, dacă poliția este coruptă și parchetul nu-și face treaba, probabil tot din, ia uitați, da? Din aceleași motive. Deci, ce mai aveți, mă, fraților? Citiți OG 38/2022, spun destul de clar, când se astupă, da? Pământ se împinge, se astupă, să creează aici ce să creează, da? Ca să ajungă până la muntele ăsta, care de fapt este un munte natural, nu din deșeuri. Da, o să vedeți și filmarea dintr-o altă zi, ca să demonstrez că se și incendiază permanent, adică nu este o coincidență astăzi. Și îngropatul care se vede destul de clar, cum se mai aduc și restul din construcții, se amestecă și cu tot ce înseamnă plastic și tot ce este, da? După ce se mai incendiază, să se mai diminueze puțin, se mormântează aici și bun. Nu o să mai merg până acolo, da? Se vede destul de clar, da? Valea Plângerii cu tot ce trebuie. Da. Un primar gospodar, ce să mai... Am găsit și aici la Piatra Olt un primar ca toți primarii din România. Ce treabă aveți? Dar dumneavoastră cine sunteți?
Dar de ce nu trebuie să spuneți? Vorbeam cu domnul și domnul bănuiesc că... Domnul este consilierul domnului primar. Nu scrie pe el, să știți. Nu știu. Eu vă întreb pe domnul vostru. Am văzut care e ceva la cap. Ascultați-mă puțin. Da. Ce problemă am luat? Ce problemă aveți la noastră? Aveți treaba aici la noi, la primărie? Domnule, am solicitat să spun cu domnul primar. Acum, da, domnul primar este în birou, este cu cineva momentan. Aștept. Bun, e perfect. Am să întreb. Greu așa. Nu ne... Deci dacă vă întrebeți, dacă vreți să-i răspundeți, ascultați-mă, cine sunteți? Dacă vorbim unul peste celălalt, nu să ne înțelegem, da? Eu vă întreb pe dumneavoastră ce probleme aveți dumneavoastră, că vreți să-l atingeți direct la domnul primar, pentru că avem funcționari care putem să rezolvăm problemele aici direct. Dar aveți ceva personal cu domnul primar? Vreți să vorbiți? Da, am și cu domnul. Aveți cumva un birou de privind mediul? Ce am noi? Un birou privind mediul aici, da. Compartiment? Da. Aveți și poliția locală? Da. Da. Și poliția locală aveți? Poliția locală? Nu aveți. Poliția locală? Avem poliția... Nu, deci n-aveți. Poliția locală n-aveți. Și unde e biroul ăla privind mediul? Unde l-aveți? Așa, despre ce e vorba? Să vorbesc cu cineva de acolo. E în concediu, eu. În concediu, a, în concediu, am înțeles. Dar e doar domnul primar. Da, îl aștept pe domnul primar, dar... Păi nu, pe domnul primar nu se ocupă conductă la primar. Da, hai, ok. Spuneți, vă rog, unde ca să-l șapă? Nițu Robert, Nițu Robert de Abiel. Nițu Robert de unde spuneți dumneavoastră? Din Buzău. Din? Din Buzău. Din Buzău? Da. Păi și ce treaba pe noi din Buzău? Doar e curios mai aici dimineața. Bă, dacă sunt de serviciu, eu ar trebui să duc, dar și vă întreb. Păi nici, îți faci datorii acum. Asta și fac, nu? Poate dumneavoastră mergeți la domnul primar și, nu știu, vreți ceva așa, care fac eu să fiți. Despre ce ați fi vă? Știți, rămâi un pic. Da, rămâi un pic. Deci dumnealui este... Este... Imediat anunță dumnealui și... Și-a dat ăsta... De acolo, nu contează, nu contează. Nu aveți, eu pe seama, adică să știu, eu v-am spus cum mă numesc, cum vă numesc dumneavoastră? Cristina de la mănânesc. Da, nu, că deontologii mă vin și pe legea aia, dacă sunteți de la pază. Da. 3-3, deci asta aveți cine cu somn, știți? Nu mi-a dat acele cu somn. Băieții de acolo, nu mi-a dat mie. Nici tompă, nici trei. Nimic nu mi-a dat. Nimic e cu cineva cu privă. Da? M-a ajutat. Nu știu, asta aștept, nicio problemă. Nu da, da. Când termină primarul, e un domn aici care vrea să iubiți să se da? S-a rezolvat. Bun, da. Stau aici, stau aici, stau aici, stau aici. Sunt este credința aici de consiliu? Nu de consiliu, credința cu angajat. A, credința de consiliu, ok. De domnul Vice, nu domnul ăsta? S-a anunțat ședința acum la noi de asta. E ședință de consiliu sau de... Probabil este o ședință de lucru. A, de lucru. Cine am urmărit? Nițu Robert Gaspia, domnul ăsta. Da. Ce este mult și zice primarul pe telefon? Nu am profesiuni. Poți să participi și la ședință? Poți să participi și la ședință dacă nu pot, nu? Este pentru... A, pentru ce? E pentru angajat sau pentru tot consiliul local? Ce-am zis? E pentru angajat ședința asta sau pentru consiliul local? Bine, bine. Ce vreau să vă întreb? M-am uitat pe jos pe aici de o listă salarială și n-am văzut-o. Nu știu. Dar dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, cam ce salarii ați avea? Nu vă pot da asta, sunt confidențiale. Confidențiale, am înțeles. Da. 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 Și cum vă numiți dumneavoastră?
Nu așa, ca să știu că lucrează la stat și de asta vreau să trec și eu. Nu, dar nu este șebunul. Șebunul, am înțeles. Da? Mă cu viva ta de niște mă hărtici. Să trăiți, domnul primar. Da, bună ziua. Vreau să zic un puțin pe dumneavoastră. Da, dar lăsați telefon. Trebuie neapărat să mă filmați. Da. Nu, că nu vin, nu vin plătit. Deci plecim despre ce e vorba. Da. Domnul primar, ce se întâmplă? Dacă iau bătaie aici, de exemplu, la da, căpere. Avem sistem de monitorizare în toată localitatea. Deci nu, sistem de monitorizare, de salubrizare. Toată lumea are asigurată protecția în localitate. De salubrizare, a spus? Da, avem tot ce ne trebuie, da. Ne ocupăm cu tot. Să da, am. Vă rugăm să închideți telefonul. Deci nu vând de tot să stați niștiți că în localitate și curat, în localitatea specializată, chiar nu aveți... Haideți cu mine să vedem dacă este. Vorbim și pe teren, da? Cum mergeți? Domnule, să-ți fie rușine că o să mă duc cu poliția și o să ai o stare penal pentru că îngrop cu noi acolo, la după pot. Vă rugăm să ne arătați autorizația pentru filmare. Cine ești tu, doamna dumneavoastră? Deci vorbiți frumos că noi v-am vorbit cu dumneavoastră, da? Așa, și? Dar gata, nu mai fi autorizația. Ai intrat acum la... te-ai închis la... Da. Mă numesc Bădescu, filmați-mă pe mine, care răspunde accesul primărie. Domnul agent de fază, mă rog frumos să legitimați pe domnul. Cu ce vă putem ajuta? Să știe cine este dânsul și ce dorește. O să nicio problemă. O să ne rezolvăm toate problemele cetățenilor, dar să ne spuneți și nouă cum vă numiți. Eu n-am spus, domnule, nici robe gamea. Cu ce vă putem? Cu ce vă putem ajuta? Eu v-am spus, mă numesc Bădescu Dumitru și răspund accesul primărie, da? Domnul, e părerea dumneavoastră, dacă vreți să vorbim și să vorbim elegat, eu nu am nicio problemă. Domnul, vorbim elegat. Aveți o problemă legată de primăria orașului Piatra? Cu ce vă putem ajuta? Aveți o modalitate prea mică ca să mă puteți ajuta. Am înțeles. Dacă vreți să vreți să mă răspund la solicitările dumneavoastră, puneți pe hârtie. Nu, că eu chem cu poliția. Eu nu vă deranjez să vorbesc cu dânsul, de asta am și venit. Chiar vă rugăm să chemați poliția, că nu vă deranja nimeni. Este o frunție pusă, pentru că dânsul știe ceea ce face. Nu vă deranja nimeni. Da. Mă să nu treci pe domnul vice dacă... Întrebați-mi. Are ceva, dacă cred că a intrat la... O secundă, o secundă. A intrat la, da, a intrat la ședință. Tocmai avem o ședință, da, care este cum la, acum la ora 9, da? Și toți funcționarii sunt la ședința mea. Da? După cum se vede. Foarte bine. Bun, n-am ce să discute, ați văzut, sunt profesioniști. O să revin puțin mai târziu. Cum doriți dumneavoastră? Cam pe la cât să tenim ședință. Ba, ar fi culmea să știm și treaba asta, nu știu. Da, am înțeles. Acum toată lumea este la masă. Nu la masă, e la ședință. Păi n-au masă acolo, s-o odihnesc. Nu, nu. Pe scaune. Da, profesionist. Toată lumea este profesionist aici. Doamna aceea era cam arțăgoasă. Domnul primar a fugit. Domnul vice era pe telefon, probabil că era pe Facebook. Lucrează toată lumea aici. Sărună. Da. Profesionist. Mă duc cu poliția. Și revin după aceea să i-a duc la cunoștință domnului vice, pentru că n-ați văzut că domnul vice era pe Facebook, domnul primar a fugit. O să revin după ce, vă dorim o zi frumoasă. După ce rezolv problema cu poliția, revin să i-a duc la cunoștință cele ce s-au constatat de poliție și consemnat totodată, pentru că se va face un dosar domnul penal. Domnul, vă dorim o zi frumoasă. Privind îngroparea deșeurilor, da? La revedere. Sănătate. Profesionist domnul de la pază, merg la poliție să vedem ce... Polițiști găsim. A, primarul are multe bube. Primarul are multe bube. Una după în 2016 o bubă, când era el viceprimar, cu privind niște fonduri europene de vreo 50.000 de euro, cum și-a achiziționat tatăl primarului un buldoescavator. A, spovește aici câte vreți. Altele cu balastierele, un alt dosar penal care tot cam așa ceva s-a profesionist, fără drapel, fără nimic, da? Ia uite, jandarmerie, poliție, nici nu știi ce e poliția. Ministerul face administrației și internelor. Da, e poliția, am crezut că e jandarmerie, că nu prea vedeam bine. Mă lasă și vederea, adică mă chinui cu profesioniști ăștia.
Da, aici nu, eu n-am de unde să știu, aici pe... dacă reprezintă poliția română, dacă legea e așa, deci mai vă să rămână. Să uiți și un echipaj de poliție, să mă însoțească, să constate personal depozitări masive de deșeuri și îngroparea acestora, vorbind de OG38/2022, faptul penal, pe care poliția este îndreptățită să aplice legea și să întocmească dosar penal celor vinovați. În speță, vecii legi. Am înțeles. Cum vă numiți? Nițu Robert Gabriel, sigur. Uitați aici. Cu ce? De ce n-am mai? Cum? Nu, doamne, lăsați așa numai, că n-am chef de spectacol acum cu dumneavoastră, pentru că n-am venit pe dumneavoastră. Adică dumneavoastră mă filmați pe mine cu camere, eu nu mai voi să prezint public nimic. Trebuie numai dumneavoastră să dă. Să vă puneți în dreapta la aici. Persoane cu handicap la fel nu au acces. Numai profesioniști. Da. Dumneavoastră, cum vă numiți? Ajută ceva din un bun și mă vădă. Ia uitați actul de aici. Doamna Magdalena, da. O să sun patrula. Da. Vă întâlniți cu aici. Aceea, că am și eu mașina mea, să meargă cu mine, să costate personal. Am înțeles. Da? Îi sun și mi-a ajutat în față. Da, în fața aceasta. Gata, mulțumesc. Am rezolvat multe treburi cu poliția. Chiar dacă mai sunt printre poliție și polițiști din aceiași voi de care profesioniști, așa cum i-ați văzut, dar tot cu poliția. Poliția și poliția. Poliția îi pune în poliția pădânsii. Mergeți dumneavoastră? Agent șef Voicaru Bărcu de la investigații criminale. Poliția. Bravo. Așa, spuneți și mie despre ce domne, este vorba. În drumul acela spre Caracal, imediat după pod, în dreapta. Ce se întâmplă? Am înțeles. Este o groapă. Aveți mașină? Da. Atunci îmi iau și eu echipajul și mergem acolo și vă rog. Acolo. Ia, stați așa, ca să nu mai... Mașina mea este aceea unde domnul cu motor, e o mașină gri, un BMW. Păi aduceți-mi... Vin aceea? Și sau? Trageți cu fața în ăsta. Gata, ok, gata. Da, gata, haideți. El e paznicul de aici, de la... Tarlaua primăriei, a primarului, ca așa am înțeles. Ce frumos arată omul, a asemănat, a discuit, a împins. Cine, că doar nu veni la cineva cu, decât de la primărie. Haideți să vedeți dumneavoastră acolo. Deci, mai este o faptă, vorbim de incendiere, adică se incendiază permanent. Eu, ca să mă înțelegeți altfel... Sunt pentru incendiile de vegetație uscate la nivelul poliției. Da. Piatra Olt sunt dosare penale în lucru. Deci cu asta vă spun de acum, de la capul locului. Aici? Pe locul ăsta? Nu neapărat aici, cât acolo, pe culturi și nu pe culturi, cum... nu lăsați culturi. Eu am venit și în altă zi, am filmat, spuneți? Am fost întreagăt, da. Dar am zis, bă, să nu mă grăbesc, să mai vin în altă zi ca să demonstrez așa. Că se incendiază permanent, adică fapta unde este... Haideți să vedeți și să vedeți tot ceea ce se petrece aici, ca să înțelegeți și să vedeți, pentru că... Acolo este... Da, ok, vă aștept. Trăiască România socialistă. Cu primari, gospodari. Am găsit și aici la Piatra Olt numai profesioniști. Ei sunt în ședință și... Ce-or fi discutând acolo? Cred că-i dă directivii primarul celui cu... Și-o fi ăsta, că nu știu, că pare mai mare ca un buldoi scavator, că văd că are șenile. Deci chiar mare. O să mergem să vedem ce au dâns și ce utilaje au acolo. Urme mai mari decât un buldoi scavator. Dar să și vede aici, ia uitați cum am împins el până acolo. Da? Exact cum am împins. De ce l-ai supărat, mă, pe șeful? Vezi că te sancționează pe legea 61, că nu știi multe, poliția.
De ce se întâmplă? Aici sunt deșeuri care se aduc permanent, se astupă și se împinge până ca să se ajungă aici, la nivelul muntelui. Trebuie să mergeți dumneavoastră oricum, cu deșeurile știți foarte bine. Dacă au autorizație să fac așa ceva, trebuie să fac verificări. Acum nu aveți de unde să știți nici dumneavoastră. Ați făcut o sesizare, ți-a spus o să facem așa. Lucrare. Ce autorizație să ai? Dacă au autorizație, eu știu ce le-a fi dat garda de mediu dacă le-a dat. Cum, ca să arunci deșeurile aceia, să le astupi cu pământ? Da, poate eu, da, să... Păi tocmai v-am invocat o lege, OG 38/2022, da, și... OG 92/2021, da, privind incendierile. Nu, pentru că poliția este îndreptățită să facă dosar penal și să solicite criminalistica în acest moment pentru tocmirea planșelor fotografice. Nu sunt de parte, nici de Facebook. Ați le-ați greșit pe amândouă. Cu Facebook, cu tot. Poliția nu face sesizare, noi o registrăm și asta e situația. Dar dumneavoastră, ce ați constatat aici? Adică ce ați văzut? O să facem exact ce trebuie. Ce? Să faceți... Păi chemați criminalistica, că asta trebuie acum. Chemați criminalistica cât trebuie. Faceți o sesizare, baza sesizării scrise, o să fie criminalistica. Dom'le, trebuie să faci de râs poliția română în primul și în primul rând, că o faci de râs prin atitudinea asta pe care o ai. A doua problemă. O să-ți fac plângere penală, pentru că dumneata nu îți îndreplești atribuțiunile de serviciu. Eu tocmai ți-am invocat două legi, n-ai nicio problemă. Probabil favorizez pe primar, că altfel nu înțeleg atitudinea. Dom'le, ce se întâmplă aici în orașul ăsta, care are 6.000 de locuitori și este oraș? S-a rudit poliția cu infractorii sau ce se întâmplă, că nu mai înțeleg. Că asta e infracțiune ceea ce vă arăt eu dumneavoastră. Nu vedeți că tot pământul ăsta pe care călcați este amestecat cu deșeuri? Să împinge permanent cu buldoescavatorul? Cu lama, cu ce s-o fi împingând? Nu vedeți că ăsta e munte de deșeuri aici? N-ai mă cu cine. Domnul, nu știu, că am crezut că om serios, dar... Nu știu, ori nu știi legea, ori o fi pe mână cu primarul, ori. Bun. Mi-e greu să comunic cu astfel de persoane care sfidează. N-au nicio treabă, să fac sesizare. Din moment ce l-am adus pe el și a constatat persoana, el trebuia să întreprindă demersurile legale. Da? Ceea ce am spus puțin mai devreme. Bine, el pleacă și bine, vorbește la telefon în timpul mersului, că are voi. Da, profesor. Fără certuri. Tu ne pleci? Ia uite mă, frate, a plecat. Ia uite ce poliție mi-am găsit aici. Păi n-am, după care spuneți, băi, ce aveți cu poliția? Ce aveți cu polițiștii? Păi ce s-a mă cu poliția și polițiștii? Nu-i vedeți cum? Uitați ce este aici, da? Deci toată isprava asta care se întâmplă aici, permanent. Și el pleacă. Bun. Mă, fraților, o să vă las să vedeți, da? Deci toată zona asta aici. În urmă cu 10 zile am trecut pe, da? Pe drumul ăsta principal și tot ieșeau flăcări de aici. Da, ieșeau flăcări și am venit, am vorbit cu, am filmat, da? Chiar acum o să vă pun să vedeți. Și am vorbit și cu câțiva cetățeni și dintre care mi-au confirmat că primăria de vas aici. Da? Domnul de la poliție nu... Adică... E ceva normal, să mă duc nici el n-a știut, să mă duc la garda de mediu. Da, parcă n-ar avea ei atribuțiile, ar avea garda de mediu. Da, bun, merg mai departe să vedem ce putem face. Oricum o să trebuiască să fac plângeri, da? Plânge peste tot, că nu se poate astfel de situații să rămână așa, să se continue de fapt ceea ce se vede aici, că situația asta trebuie rezolvată cumva. Bun, haideți să vedeți, da, ce am filmat. România,
țara gunoailor, a incendierilor, a șmecherilor locali care își bat joc de o comunitate întreagă, folosesc banul public unde vor ei, nu unde trebuie și unde plătește cetățeanul, că cetățeanul plătește salubrizarea. Da? O junglă. O junglă. Eu s-au luat cauciucuri. S-a scos cupru din plastic pe aici. Ia uite. Aceeași chestie. Și aici. Bine că tot ceea ce este aici este un munte de deșeuri. Munte de deșeuri, incendieri. Se incendiază și se împinge cu, ca să mai diminueze, da? Deșeuri. Și se împinge cu buldoiscavatorul primăriei, azbestul. Un praf nociv care distruge și stratul de ozon. Vă dați seama cât e de puternic. Ce să mai zicem de cetățeni, de oameni, dacă distruge și stratul de ozon. Vă dați seama ce ne face ăsta nouă dacă îl inhalăm cum inhalez eu acum aici. Toate substanțe, toate vitaminele astea. Omega 3, B1, B2, B6. Ia uite și aici, mă frate, munte de deșeuri. Munte de deșeuri. Se poate așa ceva. Tot ce se vede aici azi numai deșeuri. Incendieri și acolo iarăși la fel. Aceeași situație. Și se împinge către dealul ăsta, că ăsta e un deal. Ia uitați tronul imperial care și-au adus oamenii pe aici. Asta este un deal. Ce miros! Ce miros! Asta e un deal și trebuie să unească cu muntele ăsta de deșeuri. Dealul ăsta trebuie să unească cu muntele de deșeuri de aici, care e format din beneficiile guvernării celor pe care îi alegem. Da. O zonă contaminată, un focar imens, o Românie plină de astfel de cancere care ne distrug încet și sigur. Bine, și acolo la fel, da? Și acolo la fel, același aspect îl are. Ia uitați, mă, frate, ce aici. Cum e posibil așa ceva? Să merg sus, acolo, să... Mă arăt de acolo. Ia uite așa aici, aceeași priveliște de nedescris. Bătaie de joc cu bani publici care ar fi trebuit să fie folosiți pentru a sorta și recicla astfel de deșeuri. Ce-i, mă, tata, aici? Parcă e bombele de la Hiroshima. Bombele de la Hiroshima. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Cândva aici era cărare. Da, de să vede cum
circulau drumeții. Cărare. Ce să mai fie cărare, că au astupat-o cu minunăția asta. De. Ce? A cui este asta? Care? Aici. Oh, are două nume din matriculare omul la căruță. E căruța și autorizat. Zic, asta aici, a cui este? Groapa asta. Nu știu, a primării. A primării? Da. Și cine împinge aici cu bol de excavator? Primărie? Tot primăria, ce trebuie să împinge. Și de aruncat cine aruncă? Tot primăria. Toți oameni, toată viața. Dar aruncă și primăria aici. Da, tot. Și primăria și oameni? Da, tot. Aha. Ce avem, după lemn, după asta? După fiare, după... Ce mai e bun pe aici? Hu, dar ce fum este, te îmbolnăvești, omule, nu mai stai aici. Uite un câine, nu-ți trebuie. Câinile ăsta nu-ți trebuie, uite ce frumos. E a gropii? Păi de ce e a gropii? Are proprietar groapa? Mare că ăsta... Văd că... Stă pe aici. O păzește, nu? Da. Aha. Bine, tată. Din România. Da. V-a lămurit, nu? Da, și-o. Bine, tată, sănătate. Ia uite. Ciobănescu, german. Și el e șeful gropii. Stai, mă. Stai, mă, cu minte, să nu mă muști. Cel mai frumos cățel. Un cabinet veterinar într-o clădire dezafectată. N-au apă, n-au nicio utilitate aici. Să vedem dacă găsim pe medicul veterinar, care el ia 100 de milioane de la statul român degeaba, are și program, el trebuie să fie în program acum, da? Luni, la 8, la 6, marți, bine, că ei sunt pe societăți private, vine de la 8 la 6. Asta trebuie să fie prezent. Ia să vedem. Ia uite, câine aici, OG 156/2001, n-are treabă primarul, poate să mă muști, da? Deci poate să fiu mușcat, numai sânge, da? Numai sânge pe toată zona. Cum a venit el aici cu... Ia uite. Închis, mă, frate, mă, n-are el treabă, mă. Închis, mă, el e plătit, mă, ia să sunăm, să vedem. Pe teren, pe care teren, mă, frate? La fotbal, la ce sunteți voi? Ia să vedem. Ia să vedem acolo. Ia uite-i. Fiorășii. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Sunteți cumva medicul veterinar? Da. Păi sunt aici la dumneavoastră de asta, am văzut că nu sunteți. Liceu Agricol la ședință, toți doctorii veterinari. Cine sunteți? A, un cetățean. Dumneavoastră cum vă numiți? Tănasie. Deci luați legătura, doamnă, pe doamnă îl cunoașteți? Nu îl cunosc. Este tehnicianul meu, pleca acum la vaccinat la câini. Vă dau telefonul. Păi aveți trei chiar în fața la dumneavoastră aici, la cabinet, adică... Păi 0711. 711. Uite, eu sunt acum ajuns la Liceu Agricol, toți medicii suntem chemați la ședință. Da. Ce problemă aveți dumneavoastră? Eu am mai multe probleme, dar dacă nu sunteți aici... Cine sunteți? Vă cunosc? Nu mă cunoașteți. Un cetățean din România. Vă verificam să văd dacă stați la program sau luați banii 100 de milioane de la stat și nu veniți la muncă. Aia vreau să verific. Înțelegeți? No. Da. Ce, greșesc cu ceva sau... Nu greșesc cu nimic. Da, eu de obicei verific medicii veterinari.
să vedem dacă sunt la muncă sau nu sunt. Să... Da, verificați că găsiți pe doctorii de atâmbrate la ședință, la liceu agricol. Toți medicii veterinari suntem la ședință. Aha. Dar cum să spune, doamnă, corect? Veterinari sau veterinari? Veterinari. A, veterinari, veterinari. Da, da. Bine, gata. Lăsați că să știți că vă mai controlez, nu rămâne numai pentru astăzi. Adică de fiecare, nu știu, vine inopinant, așa. Poate știu eu... Da, mă bucur, dar spuneți-mi dacă mă vă puneți curioasă cine sunteți. Nici, frumos. Nițu Robe Gabriel mă numesc, cetățean din România, care verifică doctorii veterinari. Mașina, păi și vorbiți la telefon, o conduce păi și cu... Păi vorbiți la telefon, dar nu, noroc că nu este poliția. A, aveți noroc că nu-i poliție acolo. Nu este poliție, că suntem ajutor în doite. Colegii mei trec pe greșa doctorul Cotuleanu, uite, mă salută acum. Aha. Da, cum a zis că vă numiți dumneavoastră? Păi v-am spus, Nițu Robert Gabriel. Îmi pare bine, domnul... Da, și mie, dar să veniți la servici, doamnă, să nu luați banii statului degeaba. Tăiați și bonuri, dacă, adică faceți injecții la găini sau la căței sau astea, adică pentru crotariere, da, pentru astea. Tăiați și bonuri fiscale sau nu mai luați banii așa la băbuțe și nu le mai dați nimic? Cum să luăm banii la băbuțe și nu le mai dăm nimic? Aveți societate privată, dumneavoastră, adică ca toți doctori. Suntem concesionari. Și ce salariu aveți? Da. Da, scuzați-mă, cu uite trebuie să ajung, da? Ai, da. Da. Profesioniști. Numai profesioniști am găsit. Sunt doamna doctoră. Da, numai și numai profesioniști. Vorbea și la telefon, adică n-avea ea treabă. Cum mergea cu telefonul la urechi. A recunoscut. Bine că nu-i poliția, auzi. Auziți? De unde ați adus lemnele alea? Mai are acolo? Ce? Zic, mai are lemne acolo? De unde le mă? De ce? Păi vă întreb, de unde le-ați adus? De la pădure, să da. Așa, te faci fote? Da, poate. De ce te faci fote, mamă, pe policist? Nu sunt. O duceți bine aici la împărății? Zic, aveți condiții aici? Avem bani, dracu, n-a venit asta, nu vezi? Da. Cereți-i bani la doctorii de aici, că ăștia au bani. De, la vecini, împrumutați-vă la ei. Unde? La doctorița asta aici. Da. Cum o duc cetățenii români. Nu te dau nicăieri, stai liniștită. Nu mă prezint așa cum arată o femeie care fură lemne de la pădure. Am prins hoțul care fură lemne. Ce ți-a făcut? Mă duc la poliție. Nu te duc, las că se autosesizează ei. Ia uite, ai și câini, ai și pirostrii. Ai și cad acolo, faceți și baie la cad. Uite, are cad acolo. Faceți baie la cad acolo, afară. Da. Stă și de pe ușa statului, când de la țeapeu. A, da? Da, n-avem casa noastră, mă. Aha. Păi da, suntem amărâți, suntem da, amărâți acolo. Dar n-aveți nici geamuri acolo, vă, că l-ați făcut cu folie. Ce matală mai faci și poză, să mă vadă poliția, eh? Nu, să te vadă lumea, să-ți aduc aici lemne, mâncare. A, pe n-am nici mâncare, dacă mă cred, am... Patru nepoți, n-am nici mâncare, mă crezi. N-ai mâncare? N-am nici pâine, n-am mâncare, te rog, mamă, să bată. Aoleu, numai necazură. Dar cum? Mâncare. Cum să faci, că numai de oameni necăjiți dau? Nu m-am bani, n-am pâine la copii, uite, cer copii pâine, n-am pâine. Hai, hai că acum ai, că ți-am dat aici, ia și păște. Te dea Dumnezeu sănătate, te iau și o pâine. Uite, fie are copii, uite-o. A, are copii? Păi ce limbă vorbești de acolo, mama? Ce, n-aveți bani? Sunteți amărâți? N-am de aici, că vă dau eu. Vă dau eu ca să... Nu
să luați la copii, ia de care, ia de care. Să luați, că zicea că n-aveți de pâine, n-aveți de... Mamă, să te mamă, ia de care, ia, ia bani, bani, bani. Să vă dea Dumnezeu sănătate la copii. Ia de care, că vezi gura ca lumea. Aveți ajutor social? N-avem, mamă, că ne-a tăiat, că n-avem alocație, n-avem nimic. Uite, pe aici noi cu lemne de foc. Hai, nu. Bă, da, proste, pupata, suflet. Așa, mamă. Să nu mai furi. Dar ne-a tăși de alimente, dacă vrei. Ia uite, bine că aveți câini. La, dacă n-aveți ce să le dați la copii de mâncare, la câini ce le mai dați? Da, mamă, n-aveți nimic. Da. Mai vine doctorița pe aici, că am o găină care tușește și vreau să o trateze. Da, telefon. Am văzut-o, am văzut. Dar zic, vine așa... A fost dimineață. Pe partea de ha? Pe cine? Pe doctoriță? Pe Dan. Cu Dan ai treabă? A, nu cu Dan, nu cu Dan. Mi-a zis că e și Dan pe aici. Am o găină care e bolnavă, înțelegi? A. Să vedem ce eu fac, ce tratament eu băga. Păi, ori intravenos, ori intramuscular, ori... Sună-l pe el. Da, păi ia să sun, ia să vedem. Sună-l că... Unde-i numărul? E aici, nu? Aha, a, și să sun pe al doilea. Ea, sun pe care vrei, că orice caz stambu. Sunt amândoi doctori. Aha, ia să vedem că numai doctor aici. Numai doctor sunt. Dar nu-i nimeni de fapt aici. Doctor peste doctor. Ia să vedem. Ia. Sănătate. Alo. Sănătate, mai bine. Alo. Bună ziua. Domnul doctor? Nu, care nu sunt doctor. Sau domnul, cum îi spune, tehnician sau cum, ce mai știu? Da, da, da. Așa. Domnule, sunt la dumneavoastră aici, la sediu. Așa. Vreau să, adică sunteți disponibil sau aveți treaba acum? Da, deci că vine înapoi cu ce plecați la câini. A, nu mai veniți atunci, vreau numai să vă întreb, la care câini plecați răși? Poftim? La care câini plecați răși? La câini, domnule, la câini, nu-i vaccinat. Păi și nu îi strânge sau ce faceți? Îi lăsați așa, pă, adică este păi legea aia. Păi nu ați vorbit cu primarul, nu-i ochiul ăla ăsta... Nu strângem, domnule, vaccinăm câinii care sunt microcipați. Am înțeles. Auziți, mai vreau să vă întreb, că am o găină care cam tușește așa și nu știu ce să-i fac. Zic că o fi bine să... Tușește sau hârie? Și hârie și tușește dimineața, tușește seara, hârie. Adică să știu așa dacă putem să mai facem ceva sau... Păi e micoplasmoză respiratorie, înseamnă. Da, și ce tratament îi aplicați? Păi trebuie dat ierofluxacină pe cioc. Aha, aha, îi mai faceți... Ierofluxacină sau eritrom. Și astea ce sunt? Intramusculare, intravenoase? Când nici nu vreau să o doare. Nu, nu, ierofluxacină, astea sunt comprimate. Aha, a, și băgați pe gât. Da, 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 să, da, să dă comprimate, să dă pe gât. Da, bine, domnule. De asta că nu știam, zic, sunt așa nedumerit, că nu vreau să o chinui să-i faceți vreo injecție cu o doare. Păi unde stați? E, eu stau în Buzău, nu, acum sunt numai ca turist pe aici, dumneavoastră, în vizită. A, nu stați aici pe nu mine, asta. Nu, păi dacă stăteam aici, dacă stăteam aici, aveați dosare penale pe capete. A, bine, domnule. Înțelegeți? Da? Bine. Bine. Hai, sănătate. La vedere. Profesioniști, da, toți sunt pe teren și nimeni nu-i la sediu. Paznic, paznic, 1, 2. Da, și eu stiu cu apă plată și un corn. Da. Apă plată la jumătate? Da, la jumătate. Da. Corn așa? Da, da, țin.
că apa o iau eu sau? Da, o să vreau. Sau dați-o lui mai bine ca să nu iau în ceva. Ia tu, că eu nu iau ceva după aia, să vă zice. Vă mai vreau două țigări. Mai dați-mi două țigări ca să scap din mărânți ăștia, că mi-ați dat la ăștia de 10 bani. Păi așa am căsătă. Așa, îi dau la biserică, că n-am. Că ia vedeți, ca să scap de aia, că n-am da, să mă duc. Da, mai dați-mi 2 lei, pe aia 2 lei. Bă, luați-i și pe aia și pe aia. Gata. Nu am de 50 de bani. Da. De aceea v-am dat așa. Da, da. Cum se numește liceul ăsta de aceea de lângă dumneavoastră? Liceul industrial, că e industrial, nu? Da. Așa. Nu, parcă avea numărul nu știu cât, sau nu știu. Nu, nu. Un... da. Avea vreun număr, dar nu știu sigur ce. Și nu ești școala aceea, 2 sau cum îi zice? Nu știu, părere. Nu știți. Nu a, știu numărul. Da, am înțeles. Așa, deci... Baudi? Da, Baudi 10. Mulțumesc, săruna. Sănătate. Sănătate, că e mai bună decât toate. Sănătate, sănătate, sănătate. Numai profesioniști am găsit aici, chiar lângă liceu, lângă școală, da? Ca să aibă copii ce să, de unde să-și ia fumegătoarele. Păi zici, niște bani de asta, că prea le-am văzut le țin la așa la frumusețe, zic. Mi-a făcut poștă, nu de aceea. Da? Da. Pe care vă pun și câte vă pun? Pe pale, de acolo le puneți, pale. Asta? Pale care, așa, asta? Da, da, da. 5 lei. Să văd dacă am schimbat, că de-asta am tot. Haideți că am găsit 10. De-asta am tot. Da. Că am numai bani mari. Da. Am fost, am, am muncit până în Afganistan și am venit acum din deșert. Foarte bine. Da. Și știți cum este. Ați venit? Că România e viața greacică. Da. La aia e mai bine în deșert acolo. Da. Da, Mario. Mario, trebuie nu simplu sau cu Cristo. Mai iau ceva. Puteți să le lasă. Da, nu, mai vreau... mai dau șoarce. Da, două țigări, o plăcintă de asta sau ce... Da. Pizza, da. Ce este aici? Pizza. Pizza, pizza, strudel. Pizza, strudel. Mario, cu cine mai lucrăm ești noi? Cu nimic? Ha? Uite, Douăzeci și patru. Ia mai puneți-mi un cadou. Mai o puneți pentru cadou, că...
74, 75, mai mă dau aici 20 de minute. Da, mai dați. Am să-i păstrez așa. Așa. Și mă mai pun două țigări. Da, da, dați-mi două aici. Da. Puneți aici. Da. Așa, gata. S-a rezolvat. Am dat și banii, restul care mi l-ați dat. Mai trebuie să vă dau ceva sau nu știu, v-am dat bine. Da. Dacă tot eu să vă dau produsele. Tot... A, produsele, stați așa, că m-am aglomerat. Da. Da. Ia. Mulțumesc, sănătate. Ia dați-mi și o pâine de asta, doamnă, că vă aveți pe aici. Zic că este o să nu mai cumpăze. Sau... De aia mică. De aia, așa, doamnă. Cât mai trebuie? 2 lei. Doule, o să văd cum vă dau, că sunt aglomerat. Da. E, filmez, nu filmez. Filmez, nu? Da. Ai de dus dumneata că filmez. Păi se văd că de-o văzut pe dorina. Da, bun. Poftiți și... Pâinea, am uitat. Uite, am uitat ce era mai important. Da. Da. Uite, și mere, și varză, și castraveți. Se aprovizionați. A scăpat bananii la producător pe jos. N-are nimeni grijă de voi. Nici doctorii veterinari. Nu mănânc pâine? Nu, mănânc. Te-ai scos așa. Da, da. Nu are nici primarul grijă de voi. Nu are nimeni. Nu-i bună? Aută-mă. Dați-mi și, vă rog, o hârtie igienică. Hârtie igienică sau da. Rolă sau de? O, da, exact, aici, până. Da, așa mare, da? Da. Am aglomerat acum, că vin de la cumpărături. Dați-mi două țigări de restul. Nu am țigări. Nu aveți, nu vinde țigări? Nu. Am luat și hârtie igienică, gata. Mi-am luat de toate. Restul, da, restul. Sănătate. Evaziunea fiscală merge. Au ce bar frumos aici, la etaj. Eu. Disco bar. Să mai dă discoteca aici? O inserie, băi. Nu a fost linguri, lingurițe? Da, la un loc lingurițe. Da, dați-mi și mie două linguri și două lingurițe. Acum trebuie să rămână așa de doar. Alex, nu, sănătos că ești deja. Sănătate, da. Sănătate, bun. De la rost, sănătos. Sănătate, mult. Uite ce bine că mi-am luat lingur și lingurice. Că n-aveam.
Aveți toate pe aici, și cui, și pâni, și ruburi. Aparatul ăla și aparat de o. Auziți? Ia mai dați-mi încă o dată două linguri și două lingurițe. Așa, doamnă, că poate n-am înțeles ce-o bine. Dați-mi un leu, că vă dă vizită. Da, să vă dau eu un leu, gata. Vă dau un leu de la grădina zoologică. Iată. M-am aprovizionat acum. Am linguri, lingurici, nu mai trebuie nimic. Nici mâncare, dacă ai... Da. Sănătate. Da. Cui, astea la coșuc sunt buni, când... Să termină viața omului. Dar ești aici în zonă? Nu sunt de aici eu. Ai sunt din Ardeal, de undeva după. Ardeal? Nu prea, nici de acolo. Nici de acolo. Îmi place că aveți de toate aici. Da. Imediat, stai puțin. Să trăiți? Salut, Dănos, ce faci? Nu, uite, de ce n-am zis toate eu sau albu? Să rugăm, domnule. Am avut și alt, da. Ala, ia mai dați două linguri și două lingurițe încă o dată, doamne. Când vin sărbătorile, acum să mă aprovizionez carul. Poate mai am niște mustafiri, te invitați. Da. Un leu, vă dau tot de la, vă dau, tot de la de acolo. Uitați-l aici. Gata, mi-a dat restul 5 lei și cu 4 lingurițe, 2 linguri, 2 lingurițe, mi-am luat. 4 lei, 3 lei, da. Tăbile 25, da? Da, 4, 22, da. La revedere, spor la vânzare, asta ne trebuie. Spor să aveți. Să vindeți toată marfa asta până de seară. La ce oră închideți? La ce oră închideți? La 1:30. Așa de vreme? Că vreau să mai vin încă o dată. Și la 3:30 da? Deschidem și ținem până la 4. Aha. Nu, că vreau să nu revin. Vreau să revin de asta. Da. Trebuie să revenim la toată lumea asta. Cinstită să-i vadă lumea, să mai aducă și ei niște bani la bugetul statului. Prin amezi. Ce mai faci să nu faci? Bine, domnule. Cu ce vă putem așa pe dumneavoastră? S-a terminat ședința? Nu înțeleg. Ședința aia s-a terminat? Cu ce vă putem ajuta? Ce vă putem ajuta? Ce vă putem ajuta? Deci, domnul primar, da. Asta de vă rog, domnul asta, că s-a grăbit. Domnul Ințiu, vă rog, vorbim frumos. Da. Deci, v-aș juca cu respect. Da. V-am vorbit și frumos și eu chiar vă rog cu respect așa. Dacă dumneavoastră aveți ceva în plus, lăsați, vă dau o coală, un pic scris pe... Eu o lăsăm la registratură și se poate rezolva. Nu avem voie ca să filmăm în incinta asta, numai... Numai în condiții cu... Da, puteți să filmați. Păi ori n-am voie, uite, și nu-mi dai acceptă. Dacă dumneavoastră vreți să filmați, dacă dumneavoastră vreți să filmați, trebuie să-mi cereți mie acord. Nu, nu vreau să cer acord. Nu, eu nu vreau să cer acord. De ce nu vrei? Nu vreau. Păi trebuie să... Deci mie trebuie să-mi blurez imaginea sau... Nu, nimic, nu vreau. Atunci vă rog frumos... Ce, vă dați casa ta, vă omule, aici? Nu, vă ajută să... Mă duc până la domnul vice. Domnul vice primar, nu, dacă vrei să lăsați ceva în scris, nu să lăsați ceva aici. Ce să lăs? Dacă vreau să vreți cu el. Deci, vă rog eu frumos, da? Ați fost destul și ați deranjat pe acolo, vă rog unul destul. Domnule, vă rog eu frumos, dumneavoastră, dacă vreți să lăsați ceva în scris, vine la că nu. Nu, eu v-am vorbit, foarte... Foarte cum se cade, v-am vorbit de asta. Cu domnul vice. Deci v-aș juca frumos să mergeți. Ce-a tot nu știu ce? Ce-a scolarizat ei sau?
vorbit asta, care nu spui tine am. Ți-a spus ei, bă, când vine eu v-am vorbit, eu v-am vorbit la persoana a doua pe oral. Nu știu dacă dumneavoastră... Da, eu pot deci nu știu, nu știu dacă, dacă vă permite să vă vorbim așa. Suntem colegi sau ce suntem? Eu permit. Da, bun, atunci vă rog frumos să poftiți afară. Păi stai, măi, casa ta aici. V-aș ruga frumos să poftiți afară. Ia uite, mă, da afară, primărul. V-aș ruga frumos să poftiți afară. Păi sfat, tu omule. O zi frumoasă vă doresc. Ia uite, mă, ce profesionist. Să vezi, amie, ce ție, nene. Ia uite, Hercichi de la pază. L-a școlarizat primarul și viceprimarul. Bă, când vine ăla, nu mai e. Nu, dar vreau să întreb viceprimarul cu ce împing ei acolo, că am văzut niște șine pe... pe... Adică n-am mai întâlnit, am mai văzut cu două excavatoare, am mai văzut ce utilaj au ei așa performant de zici că îi arat semănat și discuit acolo. Nu mă, profesionism, mă, frate. Ia uitați cum pune ei drapelul României la jumate, legat cu sârmi, schilode de gât. Vai de mama voastră, vai de mama voastră, vedeți până ce vă fac eu vouă la toți profesioniștii ăștia. La toți profesioniști ăștia care sunteți, eu, palat, ei trăiesc în palat aici, profesioniști, oraș, oraș cu 6.000 de locuitori, nu știu dacă ori mai fi 3-4.000, la 10 km de Slatina. Vă dați seama, ei îngroapă gunoiul, ca să nu mai dea bani, adică dă și ei cât dă acolo și restul ce bagă-l mănâne aici, tipic românesc, da, numai profesioniști. Merg la poliție să vedem ce păreri mai au domnii. Că văd că a fugit și milițianul care venise cu mine, nu știu dacă o fi milițian, polițist, că el nu și-a mai arătat și legitimația. Eu am mers așa cu un nene în civil, a mers cu mine să îi arăt ce, că el n-a văzut nimic acolo. Auziți? N-are mă treabă, mă. Poliția română cu profesioniști la Piatra Olt. Doamna era supărată că filmez ca să vedeți că sunt ei de profesioniști, adică nu că zic eu, vă demonstrez, ați văzut și domnul cum a venit hotărât, cum umblăie cu centurile la spate, adică centura la poliția română așa se folosește, da? Legată la spate. Dacă așa am învățat și nu numai aici, da? Ia. Să vedeți și partea cealaltă. Nu știu dacă cetățenii umblă cu centura legată la spate. Ia. Să nu cumva să cam reflectă și... Da, deci ei așa umblă cu centurile. Uite. Legată la spate. Profesioniți. A, să nu credeți că e numai vreo întâmplare. Nu. La toate autoturismele iau așa. Așa vin ele omologate. Așa vin ele omologate. Standard. Da? Deci, uite, cu centura la spate. Ia. Și aici la fel. Adică, toate autoturismele sunt așa. Uite. 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 Să nu cumva să-i sancționați pe domnii că n-au centuri. Pentru că dumneavoastră sunteți cei mai profesioniști. Cei mai profesioniști polițiști îi găsiți la Piatra Olt. Vă dați seama? La Piatra Olt. E, ia să vedeți. Astea că sunt la spate. Dar să vedeți. Bă, românul este ingenios, mă. Este ingenios. Nu îl întrece nimeni. Bă, de ce să pun eu la spate când pot să o bag direct în în clemă și să mă așez pe ea. Eu, și aici la fel, le-a băgat acolo, da? Și s-a așezat pe ele, ca să nu mai... Da. Ce să mai... Toate autoturismele sunt la fel, eu, și astea două la fel. Și ăsta e cu radarul, vă dați seama că vă ia radarul. Vă ia radarul și vă prinde polițistul, vă oprește el, că bine că aici așa au pus ei, ca să nu mai... Și vă oprește ei că n-aveți centuri. Dar și astea la fel, adică... Prea putea să filmez, cred, cu negru, dar să văd destul de clar că sunt, ia, uitați acolo, ia, la spate, uite, cum se umblă cu centura la spate, da, e o modă să fii polițist,
și să umpli cu centura priponită la spatele scaunului. Da. Bine, că nu mai se vede din cauza... Am văzut mașini de poliție care aveau tot, era, nu avea treabă. Cum ați profesionist? Bună ziua. Doamnă, am solicitat și eu un echipaj de poliție. Nu știu, a venit domnul, când a venit la dumneavoastră aici, era cu fesul în cap. După aia și-a dat fesul, dar nu mi-a arătat o legitimație, nu mi-a dat nimic. A mers cu mine cum a venit, așa, adică s-a și întors. Nu m-a ajutat cu nimic. Eu vreau să întocmim un proces verbal, să chemăm criminalistica, să se aplice legea. Dacă domnul favorizează pe primar, fac plângere penală la tot departamentul poliției de aici. Eu vorbesc de fapte penale, de incendieri, de să îngroapă gunoiul, deci nu se poate așa ceva să vină un domn și să plece. Adică, scuzați-mă, eu am venit pentru niște lucruri serioase, nu să fac spectacol sau să, că nu mai are lumea ce să vadă la televizor. Doriți să depuneți plângere? Nu, solicit un echipaj de poliție profesionist. Și în afară de chestia asta, am cumpărat țigări la bucată de aici, de lângă dumneavoastră, nu mi s-au dat bonuri, ia uitați, linguri, lingurițe, hârtie igienică, toate, pe unde am fost, nu mi s-a dat un bon. Am nevoie, solicit un echipaj să vină să fie sancționat, să fie aplicată legea, să vând țigări la bucată chiar lângă liceu. Deci sunt atâtea lucruri care eu am nevoie de poliție. Vă rog frumos, dați-mi un echipaj, nu pe acel domnule profesionist care n-am avut ce să discut cu el. Solicit un echipaj la poliția română. Ia aștept în față. Ok, să rămână. Da. Păi ce am ajuns? Bătaia din joc a unui polițist sau ce-o fie el acolo? Ce plimbă domnul ăla? Care a fost cu mine? Are el ce treabă. Are el treabă. Mai e ceva ca primară. Am 400 de metri de când tot aștept un echipaj de poliție și nu vine. Da? Și am 45 minute, nu știu, stau și aștept poliția. Nu vine nimeni. Hai să după domnul ăsta să vedem, poate îi găsește el, pe colegiul meu, repede, poate. Găsă-l timpul acum. Profesionist, numai profesionist. Numai profesionist. Pentru ce plătim poliția? Te rogi de ei să vină să constate niște ilegalități și nu vin. Să plimbă, fumează. E chestor de poliție, domnule, ce să mai... Uite... Mai dă o tură la... postul de poliție. Revini... E misiune acum. E sub acoperire. Pentru ce plătim noi polițiști? Nu știu, mă mai duc să-i mai solicit sprijin o dată domnișoarei. În caz contrariu, trebuie să sun în altă parte. Că, până la urmă, oamenii ăștia sunt plătiți să ne acorde sprijin, nu să-și bată joc de noi. Uite, domnul polițist se plimbă, da? Dacă o fi polițist sau nu știu... Ce-o fi? Că nu mi-a arătat nicio legitimație, nici nimic. N-are, mă, el... Da, e treabă, mă. N-acțiune, mă. El este în continuare, uite, sub acoperire. Stă pe telefon, are problemele lui. Da, da, aia, și când stă pe telefon, e toată misiune. Are... prinde infractorii pe WhatsApp. Sau pe Facebook. Așa e agat, el lucrează pe sistemele astea informaționale și îi agat așa. Uite, uite, uite cum stă el să plimbă, uite, și eu am nevoie de poliție. Cum să plimbă el
Și eu am nevoie de, bă, frate, ăsta o fi mână-mână cu ăștia, cu primarul și cu... Deci asta face el, ca polițist. Da, eu îi solicit sprijin, dacă o fi polițist, că nu știu, acum... Poate greșesc eu. Poate greșesc eu, că a dat o tură, s-a dus, s-a întors. El e polițist. Plătit din bani publici. Da, să, uite, să primă pe un parc. E misiune, om. E misiune, mă, frate. Eu nu știu. Și șef, chestor, nu știu ce asta este. Eu solicit un echipaj și el e la plimbare. Uite. Urmărește ceva. O fi... Mă bagă la pușcărie, că-l filmez. O fi în, sub acoperire. Urmărește vreun clan, ceva. Că mi-a dat cuflit omul ăsta. Mi-a dat cuflit așa, original. Da, uite. Să plimbă toată ziua. Nu știu, o fi și din serviciu, o fi... Nu mai are rost să mai ieși, da? El este, uite-l. Pe telefon. Stă pe Facebook. Lucrează. Și eu solicit un echipaj de o oră. El a venit cu mine să îți bată joc de mine. Mă mai sună și eu la... Domnișoara care este aici. Este la birou. Nu mă ajută cu nimic. Mai fac o încercare la doamna domnișoara, dacă se poate bine, dacă nu o să dau telefon în altă parte să rezolvăm problema, pentru că este inadmisibil așa ceva. Deci, polițistul a luat-o pe aici, a venit roată, ca să ajungă aici. Când putea, să ia de prima dată pe aici. Da, e misiune distrugătoare. Ia să vedem, domnule, ce se întâmplă cu poliția asta de la orașul ăsta. Ce mai oraș, Piatra Olt. Profesioniști. Ce facem? Mai vine poliția sau stau aici toată ziua? Adică să știu. Polițiștii sunt prinjinali de activități. Deci v-am zis, dacă vreți, vă ofer o poală să scrieți o sezidență. A, v-am spus de asta. Dar să fac treperare. Haideți că ia să vedeți cum o să vină polițiștii acum. Sun-i în altă parte să vedeți cum o să vină polițiștii. Eu v-am zis... Am o oră aici. ...acțiile constatate de dumneavoastră cu privire la eliberarea bonului fiscal, a zis, nu? La mai multe, eu v-am spus odată că fapte penale, dar dumneavoastră, da, vă bate joc de mine, nu, dumneavoastră acum cu colegul, că cred că e colegul care l-a luat o roată, așa, s-a dus, s-a plimbat, el a făcut. Așa, nu, și mai am și alte lucruri, dar merge degeaba colegul, pentru că trebuia să facem un proces, vreau să semnez eu ca martor, da. Și domnul este neprofit, trebuia să chemi criminalistica. Nu, unde a făcut proces verbal? Unde l-a făcut? Ia uitați-l aici pe colegul. Ați făcut proces verbal, domnul polițist, că vă plimbați toată, tot orașul. Cum? Găzi de mediu? Sunt competente pentru așa ceva. Nu, dumneavoastră aveți atribuții. Nu știți dumneavoastră atribuții în mele. Puteți să faceți reclamație că nu cunosc atribuțiunile. Dar păi asta e adevărul. E dreptul după asta, credeți după asta. Dacă păi da, e dosar penal ceea ce s-a văzut acolo. Păi asta de ce... Trebuia să se mergi eu ca martor, că vreau să mă prezint în instanță. Te-am trecut acolo, că m-ai sesizat. Ești trecut. M-ai trecut acolo, că m-ai sesizat. Ce polițist? Dacă o fi polițist, nu știu, eu nu știu, deocamdată nu știu ce. Păi uite, solicit pe colegul ca să că-i e aici. V-a transmis destul de clar. Da. Am domnit procesul verbal și v-a înaintat către... Domnița, ia uitați aici. Vedeți ce? Vedeți țigări la bucată? Așa, lângă liceu. Da. Da, nu mi se dau bunul. Ia uitați. Lingurițe. Ia uitați, alte țigări la bucată. Să vedeți. Uitați aici. Păi nu, să meargă domnul cu mine să... Cum? Ce este doamne? De competența economică. Ce este? De investigații. Da? Da. E neeliberarea bonului fiscal. Nu au trecut ei afișele privind... Vă
A, nu au trecut prețurile. Nu au trecut prețurile. Nu sunt astea, orice polițist poate să constate și să sancționeze. Păi nu ne putem înțelege, normal. Am fost abuzat aici la primărie. M-a dat paznicul afară din primărie și n-a vrut să mă lase să intru. Solicit un echipaj. V-am dat arama pe față până la urmă. Cum faceți sesizare da. Și dumneavoastră și colegul. Și așa mai departe. Până la urmă, da. Da. Dar ce să mă înțeleg cu dumneavoastră că sunteți profesioniști exact ca și colegul. Exact ca și colegul, doi profesioniști. Băi, fraților, asta e poliția română din localitatea asta. Oamenii, i-ați văzut cum vorbesc, cum, că sunt de profesioniști. Casa lor, instituția este tot a lor. O să încerc să sun în altă parte să vedem despre ce o fi vorba, dacă o fi tot așa ca aici sau o fi altfel. Să rămână, mă numesc Nițu Robert Gabriel și solicit sprijinul colegiului dumneavoastră la postul de poliție Piatra, Olt. Piatra? Da. Da. Alo, poliție, oraș Piatra, Olt. Păi tot la dumneavoastră m-a dat doamnă? Păi da, este da. Numărul de aici, de la Poliția Piatra Olt. Și dumneavoastră faceți ce vreți dumneavoastră aici, nu? Am înțeles. Nu v-am înțeles. Da, am înțeles, sunteți profesionistă, faceți ce vreți dumneavoastră cu instituția asta. Adică eu vă solicit un echipaj și vă bate joc de mine. Da. V-am explicat, dacă aveți o problemă... Nu mi-ați explicat nimic, că n-aveți. Veniți și faceți sesizare cu privire la cele... Să vă adresați. Eu am solicitat poliția pentru că are de constatat personal anumite nereguli și anumite lucruri care sunt ilegale. Da, v-am explicat. Poliția dumneavoastră... și sunt în alte activități. Da. Dumneavoastră, dacă aveți probleme cu neeliberarea bonului fiscal, am mai multe probleme, v-am explicat. Vă adresați Serviciului de Investigație al Criminalității Economice. Noi nu avem serviciu aici, este la IPJ. Mai sunteți? Da, eu sunt, nu pe încheiere. Da, o suciți ca la Piatra Olt, așa era vorba aia, știți cum este? Nu, eu da. Zic că v-am explicat destul de clar cum stau lucrurile. Păi nu, că o să vă fac plângere. Tot de dumneavoastră este dreptul dumneavoastră. Tot destul de clar. Este adică, dreptul dumneavoastră. Adică mie mi-a încălcat dreptul dumneavoastră în acest moment, pentru că eu am drepturi în țara asta ca să de-aia plătim poliția română, să o solicităm da, pentru diverse probleme. Asta este noi, partea a doua cu depusul plângerii, înțelegeți dumneavoastră? Da. Păi asta cu depusul plângerii o știm. Păi da, nu mă lăsați să vorbiți continuu, da. Nu vă susțineți punctele de vedere, pe ale mele nu doriți să le înțelegeți. Da. Ce mai oftați? Oftați, păi parcă... Voi vorbim așa, da. Unul împotriva celuilalt. Da. Da. Da, să nu faceți... Să aveți vreo probleme de sănătate. Linia, nu putem să ținem linia ocupată pentru că închideți, mai sunt și alte închideți, persoane închideți, care... Ce vă rețin eu. Zic să nu aveți probleme de sănătate dacă oftați prea mult. Asta. Da. Închideți dacă ce vă rețin eu. O zi bună, la revedere. La revedere. Da, închid și telefonul. Ăștia sunt polițiști. Să mai sun. Că oriunde ai suna, mă redirecționează tot aici. Este o bătaie de joc. Nu e nimic, nu pot să fac, o să-i reclam eu pe toți care i-ați văzut, nu am ce să fac altceva, vor fi reclamați toți. Polițiștii, l-ați văzut pe domnul, trebuia să fac cu totul altceva, sunt niște fapte penale, trebuia să chemi criminalistica. La fel toate magazinele astea trebuiau sancționate pentru că dacă eu fac plângere și până fac plângere și tot așa ei se vor pune la punct și nu vor mai fi sancționați pentru anumite lucruri și atunci este clar că acei bani trebuiau să intre în bugetul statului, deci să creează obligatoriu un prejudiciu asupra bugetului stat pentru că poliția n-a vrut să vină să își facă treabă. Nu pot să iau cu forța să-i pun eu să facă. L-ați văzut pe domnul cum să plimba, da? Să plimba și să facă mișcare.
o fi sub acoperire, o avea, da, profesionist. I-am solicitat sprijinul, fuge, intră în post, a venit acolo, a zis că după aia a spus că a făcut el și proces verbal, că m-a trecut pe mine, dar n-a semnat nimic. M-a trecut și pe mine, dar n-a semnat nimic. Vă dați seama ce proces verbal a făcut omul ăsta? Voi, fraților, ce aici în țara asta e de-a râsul plusul. Fugiți de România cât mai puteți. Ăsta e sfatul meu și cu ăsta am încheiat. Să trăiți, la revedere!